Bine v-am regăsit! Să revedem întrebarea de data trecută. Un om care minte întotdeauna face o afirmație despre un oraș. Toate tramvaiele din oraș sunt roșii. Știind că, așa cum v-am spus, omul minte întotdeauna, care dintre afirmațiile următoare este cu siguranță adevărată? 1. În oraș există un singur tramvai roșu. 2. În oraș nu există tramvaie. 3. În oraș există cel puțin un tramvai roșu. 4. În oraș există cel puțin un tramvai. Și 5. În oraș nu există tramvaie roșii. Pe vinerea viitoare, până atunci vă doresc logică și succes. Acum pot să vă spun că întrebarea originală a sunat așa. Pinocchio minte întotdeauna. Pinocchio spune, toate pălăriile mele sunt verzi. Și urmau 5 afirmații care erau mutatis mutandis, echivalente cu afirmațiile pe care vi le-am prezentat eu. Această întrebare a fost pusă la 17-a Olimpiadă de Matematică din Brazilia, și a circulat anul trecut destul de mult pe internet pentru că răspunsul corect a stârnit controverse. Să vedem de ce, dar să rămânem la întrebarea sub forma pe care v-am pus-o. Întâi trebuie să spun că formularea mea minte întotdeauna, o parte din traducerea pentru Pinocchio always lies, a fost pentru unii derutantă, în sensul că au crezut că ceea ce spune omul mincinos trebuie analizat cuvânt cu cuvânt. Nu, sensul a fost acela de ceea ce spune este o minciună. Omul este mincinos și de câte ori spune ceva, minte. Așa că avem o afirmație despre care știm că e o minciună, cea pe care o vedeți, și cele 5 afirmații pe care le vedeți numerotate și trebuie să găsim care este cu siguranță adevărată. Să numim în cele ce urmează afirmația toate tramvaiele din oraș sunt roșii, afirmația M de la minciună, pentru că știm că este o minciună. Dacă citim afirmațiile de la 1 până la 5 cu atenție, le putem clasifica în două categorii. Afirmațiile 1, 3 și 5 care vorbesc despre culoare, fac referire la culoarea roșie, și afirmațiile 2 și 4, care nu spun nimic despre culoare, ci se referă la existența sau non-existența tramvaielor în oraș. Să începem cu prima categorie și să analizăm pe rând informațiile. 1. În oraș există un singur tramvai roșu. Ne putem imagina situații în care, deși știm că ea este o minciună, afirmația 1 despre care vorbim nu este adevărată. De pildă, poate că în oraș există 5 tramvaie roșii și 10 tramvaie verzi. Și în acest caz, M este o minciună, deși în oraș există mai multe tramvaie roșii, nu unul singur. Deci 1 nu este cu siguranță adevărată. 3. În oraș există cel puțin un tramvai roșu. Nici această afirmație nu este cu siguranță adevărată, deoarece și dacă nu există deloc tramvaie roșii, M tot minciună rămâne. De pildă, în oraș pot exista 20 de tramvaie albastre și atât. Deci nu e nevoie să existe cel puțin un tramvai roșu pentru ca M să fie minciună. Așa că nici 3 nu este cu siguranță adevărată. 5. În oraș nu există tramvaie roșii. Pot să existe tramvaie roșii în oraș și M să fie totuși o minciună. De pildă, în oraș pot fi 30 de tramvaie roșii și 2 albastre. Deci nu putem fi siguri că în oraș nu există tramvaie roșii, așa că nici 5 nu este cu siguranță adevărată. Înseamnă că afirmația pe care o căutăm, afirmația cu siguranță adevărată, este una din cealaltă categorie, cea care are legătură cu existența sau non-existența tramvaielor în oraș. Afirmația 2 spune în oraș nu există tramvaie, iar afirmația 4 spune în oraș există cel puțin un tramvai.
Aici apare problema și de aici au pornit controversele pe internet, pentru că aparent cele două ar fi amândouă logic corecte. Dar tot logic este evident că nu pot fi amândouă corecte. Cu alte cuvinte, pentru ca M să fie minciună, trebuie să fie tramvaie în oraș, trebuie să existe tramvaie în oraș. Dar, pe de altă parte, și dacă nu sunt tramvaie, afirmația toate tramvaiele sunt roșii pare o minciună. Însă, repet, știm cu siguranță că nu pot fi amândouă simultan adevărate, așa că trebuie să alegem una. Ca să o găsim pe cea care este cu siguranță adevărată, nu uitați, avem două condiții. Nu trebuie doar ca afirmația să fie cu siguranță adevărată. Mai trebuie și ca M să fie cu siguranță o minciună. Dar dacă în oraș nu există tramvaie, este oare afirmația toate tramvaiele din oraș sunt roșii o minciună? Aici vă amintesc că întrebarea a fost pusă la o olimpiadă de matematică, așa că trebuie găsit răspunsul folosind regulile logicii și nu vreo interpretare pe care o dă limbajul unei afirmații. Iar din punct de vedere logic, pentru ca afirmația toate tramvaiele din oraș sunt roșii să fie falsă, una dintre următoarele afirmații trebuie să fie adevărată. Sau nu toate tramvaiele din oraș sunt roșii, sau toate tramvaiele din oraș au alte culori decât roșu. Și în ambele cazuri trebuie să existe tramvaie în oraș, măcar unul. Dacă nu v-am convins, să folosim regulile logicii. În logică lucrăm cu propoziții de tipul P implică Q sau din P rezultă Q, notate P săgeată Q. Și vă rog să priviți tabelul pentru valoarea de adevăr a propozițiilor logice. Avem afirmațiile P și Q și afirmația dacă P, atunci Q sau P implică Q. Valoarea lor de adevăr este exprimată prin A dacă sunt adevărate și prin F dacă sunt false. Și după cum vedeți, dacă P este falsă, atunci afirmația dacă P, atunci Q este adevărată indiferent de valoarea de adevăr a afirmației Q. E un adevăr fără sens, dar nu este o minciună. În cazul nostru, asta înseamnă că a spune toate tramvaiele din oraș sunt roșii în situația în care nu există tramvaie în oraș, este o afirmație adevărată. Pentru că a spune toate despre niciunul e fals, deci am pornit de la o declarație falsă. La fel de adevărat este și că toate tramvaiele din oraș sunt albastre sau oricare altă culoare. Așa că, dacă afirmația 2 este adevărată, adică nu există tramvai în oraș, atunci, logic vorbind, afirmația M nu este o minciună. Probabil că unii tot nu sunteți de acord, de aceea în încercarea de a vă convinge, vă dau un alt exemplu. Să spunem că un om trebuie să dea o declarație fiscală în care apare întrebarea: v-ați plătit toate impozitele pe automobile și case pe anul trecut? Și să mai presupunem că omul n-are niciun automobil și nicio casă, așa că n-a plătit niciun impozit. Credeți că ar trebui să răspundă nu? El răspunde corect, da. El și-a plătit toate impozitele respective, care au fost în număr de 0. La fel, dacă ești întrebat, toate tramvaiele din orașul tău sunt roșii și n-ai voie să răspunzi decât cu da sau nu, iar în orașul tău nu există tramvaie, nu poți răspunde cu nu, deoarece asta ar însemna că există tramvaie de alte culori decât roșu. Răspunsul corect este da. Toate cele 0 tramvaie din oraș sunt roșii. N-are niciun sens, dar nu este o minciună. Și în logică, dacă nu e minciună, e adevăr. În concluzie, singura afirmație care este cu siguranță adevărată este 4 în oraș există cel puțin un tramvai, deoarece dacă n-ar exista tramvai în oraș, M n-ar mai fi minciună.
Concluzia concluziilor. Toți cei care n-au răspuns la această întrebare au dat răspunsul corect. Dar acum să-i vedem pe cei care au răspuns și au dat răspunsul corect. Sunt sigur că ați auzit cu toți întrebări legate de traversarea cu barca a unui râu sau a unui lac. Întrebări care probabil au început cu foarte vechea problemă a fermierului care trebuie să treacă râul cu un lup, o capră și o varză. Nu pot rezista tentației de a vă prezenta o întrebare inspirată de acest fel de probleme, dar va fi vorba despre trecerea peste o punte și nu despre o barcă. Este o punte specială, destul de lungă și care nu lasă să intre decât cel mult două persoane odată pe ea, atât la un capăt cât și la celălalt. Și până când cele două persoane nu ajung la capătul celălalt, nu mai poate intra nimeni pe punte. De asemenea, nu se poate intra decât cu ajutorul unui card valabil pentru un anumit interval de timp. Așa că, dacă trebuie să treacă un grup, pot trece doar câte doi, iar unul din cei doi trebuie să se întoarcă cu cardul pentru a permite și trecerea altora. O familie, tatăl, mama, fiica și fiul, cumpără un astfel de card cu valabilitate de 30 de minute. Dar tatăl poate trece puntea în 3 minute, mama în 6 minute, fiica în 8, iar fiul, pentru că n-are decât câțiva ani, în 12 minute. Când trec doi odată, timpul necesar este timpul de trecere al celui mai lent, deoarece conformația punții nu permite ca părinții să ia copiii în brațe. Dar părinților le e teamă că nu vor putea trece toți în aceste condiții, în cele 30 de minute de valabilitate ale cardului, așa că se opresc discutând ca să caute o soluție. La un moment dat se apropie de ei un sportiv care auzise discuția și spune: dacă mă luați și pe mine și mă lăsați să trec folosind cardul pe care îl aveți, cred că ne putem încadra în cele 30 de minute, deoarece eu pot să trec puntea într-un minut. Tatăl spune: păi în acest fel vom fi mai mulți, nu cred că scurtăm timpul. Dar mama spune: ba da, cred că ne poate ajuta să ne încadrăm în timp. Cine are dreptate? Pentru a ști, vă rog să calculați timpul minim în care ar putea să treacă familia celor patru și timpul minim în care ar putea să treacă grupul format prin includerea sportivului. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!